urma condamnărilor penale din 2007, când la Giurgiu a fost fraudat examenul, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Giurgiu a rămas cu un deficit de personal de 25-30%. S-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante, dar din sursă internă. Însă nu toate locurile au fost ocupate, motiv pentru care s-a solicitat organizarea unui alt concurs, de data aceasta din sursă externă. S-au aprobat în prima fază încadrare din sursă, organizarea de examen pentru încadrare din sursă externă, din rândul militarilor în rezervă, care aveau calificări necesare. Din nefericire, nu am putut încadra decât o mică parte din posturile scoase la concurs, în jur de 27, dacă nu mă înșel, rămânând un număr de posturi care au rămas neocupate. S-a făcut demersul din nou către conducerea Ministerului și prin nota raport întocmită de Inspectoratul General și aprobată de domnul vicepremier Gabriel Oprea, s-a aprobat scoaterea acestor locuri la concurs din sursă externă, fără a mai fi nevoie de experiență anterioară în domeniul militar, vorbind de un număr de 48 de locuri care sunt repartizate pe tot, la subunitățile de intervenție de pe tot teritoriul județului. Deci avem și la Roata, și la Borintindeal, și la Mihăilești, la Colibaș, și la detașamentul de pompieri Ciurciu, și detașamentul de pompieri Borintindeal, dacă nu l-am spus. Avem sprijinul Inspectoratului General pentru această activitate. Am solicitat și am primit un număr de, pe lângă ofițerii noștri, un număr de 5 ofițeri de resurse umane de la nivelul Inspectoratului Județene pentru Situații de Urgență și avem ofițeri de resurse umane care se ocupă de activitatea de secretariat și de partea tehnică a acestui concurs, de la Vâlcea, și este colegul meu, domnul Maior. O să rog la momentul oportun să prezinte dânsul. Deci Vâlcea, Arad, Hunedoara, Olt și Alba. Ne așteptăm, deocată, nu sunt foarte mulți care s-au prezentat, dar ne așteptăm să avem un număr însemnat de candidați, având în vedere că singura condiție este să fie absolvent de liceu și să încadreze în marja de vârstă între 18 și 27 de ani și o să vă explicăm de ce s-a stabilit acest lucru. Cele 48 de posturi scoase la concurs sunt pentru toate unitățile de pompieri din județul Giurgiu, 18 dintre acestea fiind pentru conducător auto. S-au scos un număr de 48 de posturi de subofițer la concurs, cu recrutare din sursă externă, 18 posturi de conducător auto și 30 de subofițer operativ principal. Repartiția acestora este următoarea. În cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, garda numărul 1 de intervenție Giurgiu, 10 posturi de subofițer operativ principal și 5 de conducător auto speciale. Tot în cadrul detașamentului de pompieri Giurgiu, echipajul autospeciale de primă cercetare și evaluare CBRN, un post de conducător auto. Și la garda numărul 2 de intervenție Colibaș, 4 posturi de subofițer operativ principal. În cadrul detașamentului de pompieri Bolintin-Deal, garda numărul 1 de intervenție Bolintin-Deal, 7 posturi de subofițer operativ principal și 6 de conducător auto. În cadrul gărzii numărul 2 de intervenție Mihăilești, 6 posturi de subofițer operativ principal și 3 de conducător auto speciale. Și în cadrul gărzii numărul 3 de intervenție Roata de Jos, 3 posturi de subofițer operativ principal și 3 de conducător auto. Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții. Să aibă cetățenia română și domiciliul în România, să cunoască limba română scris și vorbit, să aibă capacitatea deplină de exercițiu, să fie apt din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă vârsta de minim 18 ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere, să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul organizării concursului, să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani, să nu fi desfășurat activități de poliție politică, să îndeplinească condiții specifice, respectiv să dețină permis valid de conducere tip B și C, să nu fi fost trecut în rezervă în condițiile articolului 85, aliniatul 1, litera D, I, J, K, așa, articolul 87 din legea 80 privind statutul cadrelor militare,
și ale articolului 69, alineatul 1, litera C, H, I, K, din legea 360, prin statutul polițistului, să nu dobândească prin încadrare grade militare mai mici decât cele avute în activitate sau în rezervă. Dosarul de recrutare este afișat pe site cu documentele care trebuie să depuse. Probele de concurs sunt evaluarea performanțelor fizice. Se va desfășura în data de 21.08.2015, începând cu ora 7.30, în parcul Steaua Dunării. Acestea constau în proba de abdomene și proba de alergare de rezistență. 1000 de metri bărbați și 800 de metri femei. Baremele sunt afișate de asemenea pe site și la sediul inspectoratului. Testul scris pentru verificarea cunoștințelor necesare în îndeplinirea atribuțiilor postului în data de 24.08.2015, începând cu ora 7.30 la Școala Generală numărul 8. Și interviu structurat pe subiecte profesionale în zilele de 26-27-8, începând cu ora 7 la Școala Generală numărul 8 din municipiul Giurgiu. Toate aceste informații sunt postate pe site-ul inspectoratului și la avizierul inspectoratului. Înainte de asta, trebuie menționat că se desfășoară testarea psihologică, conform informațiilor, în perioada 5-11 vor veni reprezentanți de la Centrul de Psihosociologie în municipiul Giurgiu și vom desfășura oră în această sală, ori la Școala numărul 8, în funcție de numărul de candidați. Astăzi a început înscrierea, perioada de înscriere este de pe 7 până pe 10 și de depunerea dosarului până pe data de 17 luna curentă. 7? Până, deci după 3 până pe 10. După 3 până pe 10. Începând de astăzi până pe 10. Luna viitoare și până pe 17 depunerea dosarelor. Pe lângă faptul că la acest concurs se pot înscrie și cei care nu au studii militare sau care nu au mai lucrat în structurile MEAI, o altă noutate este aceea că s-a impus limită de vârstă, în sensul că își pot depune dosarul doar cei cu vârste între 18 și 27 de ani. Pentru a nu fi discuții legate de discriminare, există și un document de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care încuviințează această limitare a vârstei. În ordinul ministrului 665 din 2008, care reglementează activitatea de resurse umane în Ministerul Internelor și Reforme Administrative, denumirea de la acea dată, la articolul 11, spune așa, în funcție de particularitățile misiunilor încredințate, inspectoratele generale pot stabili cu avizul Direcției Generale de Management Resurse Umane criterii specifice de recrutare cu respectarea condițiilor și criteriilor prevăzute în actele normative în vigoare. Inspectoratul pentru situații de urgență Vlașca al județului Giurgiu este o structură subordonată Inspectoratului General pentru situații de urgență și este parte integrantă a Ministerului Afacerilor și Internelor. Noi am primit ca ordin, o notă raport semnată, întocmită de specialiștii Direcției de Resurse Umane, Direcției Generală de Resurse Umane de la Ministerul Afacerilor și Interne, semnată de Direcția Juridică de domnul Inspector General, aprobată domnul ministru Raed Arafat și de domnul viceprim-ministru pentru Securitate Națională, Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, în care se aprobă, deci în această notă raport, având în vedere solicitarea Inspectoratului General pentru situații de urgență, făcând referire la ordinul care v-am spus, Direcția Generală de Resurse Umane avizează stabilirea criteriului specific de selecție, respectiv vârsta de 27 de ani împliniți, în anul organizării concursului. Și pentru că s-a pus în discuție o eventuală discriminare și am văzut că se face vorbire de această discriminare, în susținerea acestui criteriu stă punctul de vedere exprimat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării prin adresa numărul 1950 din 30.04.2015, conform căruia, și se dă în citat, Colegiul Director în ședința din 7.04.2015 își exprimă punctul de vedere în sensul că în cazul profesiei de pompier, care potrivit naturii atribuțiilor se justifică condiția de vârstă, prin urmare, hotărârea 686/19/2011 nu se aplică în profesia de intervenție a pompierilor. Adică ei au stabilit că discriminarea este interesă pe criterii de vârstă, dar spun că în cazul pompierilor este necesară stabilirea sau se poate face stabilirea unui criteriu de vârstă. Și spune în continuare, particularitățile serviciului operativ în cadrul subunităților de intervenție ale GSU impun efectuarea de eforturi fizice și psihice intense și sau de durată, care presupun antrenament continuu și condiție fizică optimă, punct și virgulă, stabilirea unei vârste maxime de acces la profesia de pompier reprezintă un demers care asigură permisa unei
activități profesionale de calitate și îndelungate.